Sera Floricultură și Arboricultură din cadrul Facultății de Horticultură de la USAMV Cluj-Napoca propune în această primăvară în premieră o varietate bogată de arbuști fructiferi, între care se numără coacăz negru, alb și roșu, Yorktown hibrid între coacăz negru și agriș. Aceasta este sub formă de tufă, poate ajunge până la 2,5 metri și până la 1,2 metri diametru, cu fructe de culoare violet închis, dulce acrișoare, cu aromă mult mai plăcută decât a coacăzei negre și foarte productive. În sera disciplinei de floricultură și arboricultură au fost plantați deja circa 600 de puieți, iar aceștia vor ajunge la comercializare în perioada de primăvară. Este pentru prima dată când disciplina de floricultură și arboricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca produce acest tip de material săditor, iar sfaturi privind plantarea arbuștilor fructiferi și întreținerea lor vor fi oferite de specialiștii serei la achiziționare.